Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Lut, bunicul Tomiță, nu al nostru. Da, salutare, Heștul dragi prieteni. Uite, am venit și noi aici, în casa noastră, să ne filmăm, că noi nu ne filmăm în casa noastră. Trebuie să le spun la prieteni, le-am salutat, nu? Da. Prieteni, am mai intrat și eu aici, în casa mare, că n-am mai venit de mult. Aproape de când am murit socul meu. Nu știu, parcă mi era așa jenă să mai intru aceea, că îl știam că e aceea și dacă nu mai este, nu mai pot să mai vin. Păi da. Aceea. Da. Am fost cu luminița la unghii și a pus și ea unghii. Ia să le arăt la prieteni, am fost la salon. Că s-au luat de mine, că nu mai am unghii. Da. Și tu trebuia să ți le faci, dar... Luminița, noi suntem îmbrăcate în afrez? În roz. Da? Uitați, prieteni, ce să mânăm. Vai, ce frumoasă e fata mea. Ia, ia arătă unghiile la prieteni. Eu nu mi-am făcut pe ale mele pentru că am treabă cu murătorii și pe urmă... A zis bunicul Tomiță, treabă și după unghii. Da. Trebuie să ne facem treburile și pe urmă să ne punem unghiile. Așa ne-a zis el. Da. Și ce trebuie să facem? Trebuie să facem cum zice el, nu? Păi da. Da. Păi el e șeful. Prietenii, am rămas singură cu fetele, cu Andreea, cu Luminița, cu... Salutare, prieteni. Cu Luca. La Madalina e la casa ei. Alina e la taică, sau am fost și ea la mine ieri și... A zis că mai vine mai încolo. Am sunat-o și a zis că mai vine la mine. Mi-a făcut luminița aici cu Andreea, a făcut curățenie, da. Foarte frumos. A șters praful, a șters geamurile, a șters pe jos. Și îmi place de ele, mă bucur de fetele mele că mă ascultă. Vă mulțumim că ne urmăriți. Vă mulțumim și pentru comentariile frumoase și pentru comentariile mai puțin frumoase. Fiți alături de noi. Bunica mândră se apucă de pregătiri pentru iarnă, scuzați-mă, am rămas cu tusea. Vrea să facă sala cirată, vrea să facă bulion, vrea să facă tochitură, vrea să facă bulion. Da, sâmbătă asta, când a venit bunicul tău. Și o să filmăm, da. Când a venit bunicul tău, asta face. Da, asta vreau să vă zic, prieteni, mă bucur că mă ascultă nepoatele mele, mă ascultă Luca. Sunt cu ele acasă, mai fac ele treabă, mai stau eu cu copilul. Și le mai pun pe ele la treabă. Adică nu, să pun ele și îmi spune să stai cu copilul, da. Că face ele în locul meu. Să-mi leg părul mai bine. Da. Babă, nu mai stă părul meu Luminița, Luminița chiar îmi place de ea, că îi place curățenia. Îi place să aranjează toate bibilourile, le-ai arătat la prieteni, toate... Da, prieteni, auzi ce zic prieteni. Că nu fac nimic, că doar filmez. Bine, eu nu trebuie să demonstrez la cineva. Așa, cum zic eu am spus babă și mă repet, mie îmi pasă de oamenii cu care mănânc cu ei la masă, care stau cu ei. Lasă că așa zice prieteni. Eu mănânc cu bunica, mă trebuie... cu tata, cu mama, cu familia mea și atât din casă. Restul mă nu trebuie să ne supărăm. Da. Așa zice lumea că nu faci nimic, dar tu faci. Da. Dar ce trebuie să facem? Și uitați-o și pe Alisa și pe Andreea. Uite-l că vine și Aian, prințul Aian, s-a sculat din somn. Mi-a făcut curățenie, a făcut curățenie fetele mele peste tot. Le-am ajutat și eu puțin, dar mai mult. Am stat cu copilul. Am terminat cu curățenia și vrem să facem murători. Vrem să ne facem... Vrem să ne lăsați rețetă de murători în comentarii. Da, n-am vrut să le pun de acum pentru că era căldură și vreau să se mai răcească puțină vremea. Ca să le fac nesărate de fiecare dată. Dacă nu ai luat-o și pe ea. Auzi, vreau să le fac mai dulci. Anul trecut le-am făcut cam sărate, că le-am făcut... După rețeta lui Ela. Da, dar era foarte bune, m-a ținut până acum. Dar noi, prieteni, nu prea le avem cu murătorii să mâncăm murători toată ziua. Atât am aruncat acum când am făcut curățenie. Pemniță, o grămadă. Și pune mai puține luminița, mai puține ca să avem să le mâncăm, nu să le mai aruncăm. Că mult nu rămâne și le aruncăm. Dar așa puține le mâncăm mai repede.
Da, sâmbătă când a venit bunică, tot ne apucăm și noi să ne facem. Dar tu nu știi rețeta lui Mădălina, așa că trebuie să vină Mădălina să te ajute. Păi nu, că nu... Sau dacă a furat Andreea privirea rețeta ei de murători. Nu, că bunică tot nu vrea. Nu vrea bunică tot să bagă... Nu i-a plăcut. Să bagă zahăr mult, să... Murătorile... Nu știu ce a băgat, ce cu ce l-a preparat ea cu prietena ei, cu el. Murătorile se fac mai acteșoare. Alea cu zahăr e pe stilul cui îi place. Păi ei așa îi plăcea. Ea le-a făcut pentru ea, după gustul ei. Dar era bun, era foarte bun. Dar acum facem noi cum vrem noi, după gustul nostru. Bunicul tău nu știe că el nu vrea să băgăm zahăr, nu vrea să băgăm nu-i sare multă. Nu-i place zahărul, nici în cafea lui bunicul tău, Miță. Mănâncă mai, nu știu cum, mai fără zahăr. Cred că trebuie să lași pe mâna noastră murătorile anul ăsta, tu și bunicul Tomiță să vă dați la o parte, că le face și Andreea. Păi numai dacă vrei să le faceți, să le faceți cu apă fierbinte, cu... Auzi, apă fierbinte, auzi da. Da, apă fierbinte. Se fac cu apă fierbinte, cum face mama. Mama are murător și de anul trecut. Și murător și salacela. Pepene murat, eu vreau să luăm pepene murat. Păi ăla luăm numai de la Craiova. Și mâncai, că nu mai găsește. Deja mâncai. Deja mă iese dacă te duci la Craiova. Până acum vorba aia urâtă pe YouTube aici. Ce vorba? Mâncai deja lui Beniță. Când bine, mai am mâncat și eu. Vezi, nu mai spune așa. Nu mai spune așa, că și eu am mâncat. Era foarte bine. Și ție să-ți rămână în gât. Da, nu mai rămâne în gât. Dacă n-ai venit și tu cu noi să mănânci. Nu mai e nici în stomac. De ce n-ai venit cu noi? Lasă că o să ne cumpărăm și noi și îi punem și o porție de lubeniță. Nu, că nu sunt supărată pe Andreea, că mi-a adus crătite și gogoșa aseară de la doamna Olga. Da? Avem lubeniță acolo și să nu mai le tăiați. Păi eu le-am tăiat. Păi nu mai cresc. Păi nu mai le bază. Păi aia l-a tăiat-o. Așa cumpăra mama. Aia l-a tăiat. Erau verde, că am tăiat o aia în una. S-a rușinat copilul meu al frumos. L-am găsit copilul lui baba. În pat, jumate jos, jumate, doar capul era. Ce făcea acolo? Stătea și se uita pe tavan. Pe tavan? Da. De unde te uitai? După muște? După muște te uitai, babi. Ba, copilul aici meu... Aici în casă trebuie să mai mătur tot și să șterg, dar să mă ajută asta. Cine? Cunata mea, asta, cunata mea. Asta, că trebuie măturate toate camerele. O sână vine la noi? Doamne, pune ce copil frumos! Ia vină, salută și tu prietenii! Aiana? Hai salută și tu prietenii, hai țără! Hai să vorbim și tu un pic cu prietenii, mă! Prieteni, vă ocupăm și vă mulțumim! Și fiți pe fază că o să postez niște vloguri frumoase și la bunica Ileana și la bunica Mândra și o să fac și pe canalul meu, la cerința voastră, că am vorbit cu ai mei, sunt acolo la Timișoara și am zis să fac vloguri, să fac curat, să fac treabă până vin ei. A zis că aduc ceva lui aia, nu mie, i-aduc o mitralieră, cică. Mitralieră? Da. Po, ce face aia cu ea, ne împușcă? Mitralieră din aia, de plastic. Da, crezut că ne împușcă cu mitraliera aia. Da, bă, și eram un pic supărată că vorbea lumea prost, că nu ce mai vorbea? Am bijuterii, că nu mai am inele, că nu mă mai machiez, că doar înainte mă machiam și mă aranjam. N-am mai avut timp, în primul rând. Lasă. În al doilea rând, am avut și noi o perioadă mai proastă, am avut niște mici certuri în familie, ne-am împăcat, asta știți. Nu există familie perfectă, nu există fără certuri. Dar nu există familie fără ceartă. Da. Ne încertăm, ne împăcăm. Este aici care și Andreea, poate să vă consultă și ea. Care nu se ceartă? Toată lumea se ceartă, dar ne împăcăm repede. Nu ținem să confiți și tu, Andreea. Noi țiganii. Da, atâta. Și românii se ceartă și nu e numai la noi ceartă, și la românii. Adică multă lume a zis că de ce ai primit-o pe Andreea înapoi, că nu trebuia, că... Păi trebuia să primesc, că aveam un copil la mijloc și trebuia să vin acasă la casa ei. Am iertat-o de data asta, pentru că era Aian norocul ei. Aian era prins-o, Aian norocul ei. Uite, ia să văd unde e. Ia să salute și el prietenii, prins-o Aian. Dar și a zis, uitați ce frumos e copilul. Păi mama copilului și trebuia să vină da. Obligatoriu. Uite, uite, dar ce faci acum? S-a trezit ca bunicul sub. De ce te-ai trezit așa? Aia, scurs și pe doi. Aian e exact ca bunicul. S-o întrebă pe Mândra, pe cine, la cine ține mai mult, la mine sau la Aian? La Aian. La Aian. La Aian. Și noi, prieteni, nu mai glumim, nu ne luăm. Du-te, du-te, că doboară aia. E casa lui. Du-te, Andreea, doboară la mama. Andreea nu lasă să stai aici în casă, că avem multe bibelouri, multe văzi. Păi le sparge.
Dar a cui e casa? E a lui. A cui e casa Ianei? E a lui Ian. Da, și el zice că e a lui. Luminiță, tu te măriți. Casa e a lui. Averea e a lui. El e șeful. Da. Mamă. Nu mai e nici taică, tu nici te ia din picioare și dau cu tine. Stai că tu vor ceva. Brumez, Aiene. Prieteni, vă pupăm și vă iubim. Bunica Ileana vă transmite salutări. Urmăriți-o, a filmat-o tata. Tata e cameramanul ei când e plecată. Urmăriți-ne și v-am zis. Mă mai repet încă o dată. Lumea e liberă să vorbească cât vrea. Noi suntem bine, familia noastră. La revedere, dragi prieteni. Suntem foarte bine, ne pregătim de iarnă. Urmăriți-ne. Salută și tu, babă, prietenii. Mulțumește-le pentru like-uri. M-am mâncat gogoșica. Ne mulțumesc. Salută și tu, Andreea, și tu, Alisa. La revedere! La revedere, prieteni! Pa! Vă pupăm, prieteni, și nu uitați să vă abonați și mulțumim că sunteți alături de noi!